Aș putea spune că ucenicia am făcut-o de la 7 ani, 7-8 ani. Când tatăl meu, profesor de științele naturii, mă ducea pe deal, pe munți, sunt din zona munților Călimanului, și de atunci am început să îndrăgesc, să iubesc natura și să cunosc. Îmi explica toate păsările, toți vermișoare, toate viețuitoarele vii și inclusiv toate plantele, în denumirea populară, în denumirea latină, de atunci cunoșteam și a rămas în memorie denumirea latină a plantelor. Și era profesor și de geografie, deci m-a învățat să mă orientez în spațiu și era și profesor de petrografie, atunci geologia se numea, deci cunoșteam și rocile și toată istoria aceasta, începând de la 7-8 ani de zile. Și aceasta, probabil, mi-a deschis gustul pentru natură, iar mult, mult mai târziu am stabilit relația cea mai importantă dintre creator și creație. Ceea ce e foarte important. Toți suntem rezultatul unei forțe superioare, oricum l-am numit Dumnezeu, Allah, mai știu eu cum, forțe superioare. Și foarte frumos răspune fizica cuantică, a demonstrat acum. La început a fost cuvântul. Cuvântul ce înseamnă? Informația. Să fie lumină și lumină s-a făcut. Mergând pe această idee, vorbind de lumină, recomand tuturor, mergeți spre lumină și vă va călăuzi lumina. Dacă vă întoarceți cu spatele la lumină, vă va călăuzi întunericul.